Accident tragic în județul Sibiu, un bărbat din Agnita a murit, iar două pasagere care se aflau în mașina condusă de acesta au fost rănite după ce autoturismul a intrat într-un cap de pod pe DJ 106 între Alțâna și Bârghiș. Șoferul în vârstă de 65 de ani din Avrig a pierdut controlul volanului și a intrat în capul de pod de pe partea stânga drumului. Femeile tot din Avrig, în vârstă de 52 și 72 de ani, au ajuns la spital. La fața locului au ajuns două echipaje zmur și unul de descarcerare. Polițiștii cercetează cazul pentru a afla cu exactitate cum s-a produs teribilul accident.